Bine v-am regăsit, un val de aer rece peste România trece, iar valul acesta rece aduce vânt, zăpadă și temperaturi scăzute. Ninge în cele mai multe regiuni, însă momentan discutăm despre ninsori slabe, dar nu este exclus ca prin unele locuri să avem strat nou de zăpadă. Vorbim despre Bucovina, nordul Moldovei, Oltenia, partea de vest a Munteniei, Banat și Crișana. Minus 2, minus 3 grade se înregistrează la această oră în Bucovina. Chiar dacă prin unele zone se mai zărește și câte o rază de soare, temperaturile nu se schimbă prea mult. Maxima de astăzi este de 3-4 grade. La munte vremea este geroasă și ninge prin munții Banatului și din loc în loc prin meridionali. Vântul suflă cu putere în Carpații de Curbură și aici spulberă zăpada. Minus 10 grade sunt în Ceahlău, iar zăpada măsoară 58 de centimetri. Minus 3 grade se înregistrează la Păltiniș. Iar la Stâna de Vale avem minus 1 grad, iar stratul de zăpadă are în acest moment 43 de centimetri. În capitală e frig și norii nu se dau bătuți, doar 2 grade ne arată termometrele în centrul orașului. Atât deocamdată, eu sunt Ionuț Gheorghe și vă mulțumesc pentru atenție. Cu date noi vă aștept puțin mai târziu, înainte de telejurnalul orei 20. Pe curând!